Mult cinstită adunare, rogu-vă, dați ascultare la ce voiesc a vă spune azi aici cu gânduri bune. Precum că azi, în ziua Domnului de 29 din luna lui Aprilius, anul Domini 2012, în străvechea cetate Alba Carolina se va purcede la primul turnir al armelor cavalerești din istoria Transilvaniei. Priviți, onorată asistență! Chiar acum sosește familia Craiului. Rogu-vă să vă ridicați pentru a-i dovedi cinstirea ce se cuvine. Ce ați venit în această zi de primăvară, în cetatea asta mare, noi vă facem o urare. De la mare până la mic, eu vă spun, bine ați venit! Bine ați venit! Muchísimas gracias, señor Radu, de la España, por favor. Dânsul este spionul cu... Bine ați venit la primul turnir al armelor cavalerești din această măreață cetate din Transilvania! Maria. Grația plena. Grația plena. Benedicta tui mulieribus. Benedicta tui mulieribus. I benedictus frutus. Benedictus frutus. Ventris tu, Iesus. Ventris tu, Iesus. Amen. Amen. Noi, clericus Augustus Honorius, unsului Dumnezeu pe acest pământ și primila sa, mare episcopul acestui ținut, dăm poruncă osebit de aspră ca să știe fiecare, precum că turnirul armelor cavalerești din străvechea cetate Alba Carolina nu este îngăduit să înceapă mai înainte de a fi judecată o tânără femeie învinuită de vrăjitorie. Se aduce la cunoștința fiecare, precum da. Că da. Numita Valeria din cetatea Mühlbach din Civitaset este acuzată cu strășnicie, precum că s-a înhăitat cu puterile întuneric, că s-a pus în slujba încornoraților care îi sunt stăpâni, iar cu alți demoni și vrăjitoare în sălbatice sarabante desfrâului trupesc de datusa, nelegiuita. Să continuăm. În afară de aceasta, a dat cavalerilor care au poposit în cetatea Mühlbach din Civita Sebeș o licoare amețitoare, astfel că aceștia au căzut într-o somnolență adâncă, plină de vise cu fantasme năluciri și vedenii halucinante, iar apoi s-au dedat la necuvincioase plăceri trupești. Pășește în față de credincioasă la purtea să-ți vadă chipul. Va de retro, satana. Procesul poate să începe. Necredincioasa Valeria din cetatea Mühlbach din Civitasola. Nu sola, Sebeș. Este învinuită de vrăjitorie și magie neagră. Asta s-a întâmplat în cetatea Mühlbach.
din Civitas Sebeș, la domnul și tatăl ei i-am cerut mâna. Iar aceasta mi-a fost făgăduită. Dar această domniță s-a opus cu strășnicie să mă ia pe mine de domn și bărbat. Apoi, noaptea, am văzut-o cu ochii mei cum s-a urcat pe turnul bisericii și cu urechile mele am auzit-o cum chema puterile întunericului. S-a dat de 3 ori peste cap și s-a transformat într-o lebădă neagră. Apoi a înconjurat turnul cetății de 3 ori, s-a așezat jos lângă turn, s-a dat iarăși de 3 ori peste cap și a devenit iarăși ea. Înălțimea voastră! În altă curte. Vă va întreba atunci când are nevoie. Ori tăceți, ori vă îndepărtați. Eu recunosc. Sunt vrăjit de farmecul vostru. Cine altcineva dacă nu domnia voastră? M-a captivat, m-a vrăjit. Numai o vrăjitoare putea face asta. Este cavaler. Nu trebuie. Nu mi-e cavaler. Mersi. Sigur vă vouă. Mai departe. Nu de mult, tatăl meu s-a dus cu o ceadă de arcaș în cot bisecăș, la vânătoare. Iar domnia sa, cavalerul Minea, a călărit tot timpul în preajma sa. Iar când goana era pe terminate și tatăl meu era să răpună cercul cel gras, acest nedemn cavaler l-a rănit blancea la cap. Atât de rău, încât nici astăzi sărmanul meu tatăl nu poate vorbi. Cunoaște și roagă-te de iertare, iar ei o să ți-o acorde, dar numai cu condiția. Să renunț la credința eretică și pe mine să mă iei de bărbat. Niciodată nu vreau să trăiesc în lumea pe care mi-o făgătuiți. Fiindcă lumea voastră nu are nici soare, nici lună, nici măcar aer de respirat. Este fără credință, fără iubire și fără dreptate. Dar dacă veți părăsi lumea aceasta, odată cu voi va pieri și viața pentru totdeauna, Valeria. În alta curte, la cine față, a hotărât o dreaptă sentință, prin care azi și aici, acuzata Valeria din cetatea Mülbach din Civita Sebeș, este declarată în fața tuturor ca vrăjitoare. Este vinovată că s-a folosit de puterile întunericului și vrăji demonice. Pentru nelegiurile sale, este condamnată la moarte prin ardere pe rug. Iximus! Se poate! Se poate! Prin cavalerul Alexandru, cetatea Mülbach, ne opunem cu îngrijire la această hapotnică și mârșavă judecată. În numele Domnului vă cer să o eliberați! Nu se poate! Cavalere! Domnia ta este numită din partea. Să răspund. Un băiat folosit Thank you.
în onoarea oaspeților cetății, cu armele spre înainte, prezentați onorul! Pentru preluarea postului, după mine, marș!